fraților, vă salută tata Nelson Mondialu, bineînțeles. Am o mare din asta, nu rugăminte, ca și când ai avea acces, o mare îngrijorare. Înțelegeți? Ia să vedem. E gata. Am o mare îngrijorare, bă, prietenilor dragi. Serios. Eram pe partea aia altă cu Laboșul. Uitați câtă zamă. Ca săracii. Zamă. Cât de multă zamă. Și e și tită. Și mânci cu zamă. Bai un par de apă minerală. Râdești. Uitați, mâncava așa. Are tata firmă firmată. A? Ce ziceți? Are tata. Nu știu cum îi zice, dar îi... Crocs. Crocs îi spune. Are tata firmă firmată în picioare. Dacă mă duc în Turcia, să nu zică turcii, bă, săracilor, bă. Înțelegeți? Problema gravă știți care e? Să porți triclou, bluză cu guler de la Monșer, înțelegi? Să ai Monșer pe tine și să mânci zamă de curechi. Și uită-te în cantitate, îmi amintești, ioi, tot timpul de cătanie, ioi. Tot timpul mi-amintești, ioi, ce arghe. Tot timpul mi-amintești de cătanie, când eram la Săcălaz, în armată, la Timișoara. Prima zamă care am mâncat-o a fost zamă de varză. Zamă de varză. Nu mai am lapte. Tinurus. Eu nu știu, ăsta e lapte sau chili. Poate e frișcă. Apoi de frișcă, lapte de la tinurus. De frișcă m-am belit. E prea gros, mă. Ha? Sărăcesc. Iui, izăr. E bun. E bun, iui, izăr. Îl bag înapoi. În frigider. Dacă îți trece la frigider, dar nu mai pus o liana înapoi. Deci, mai oameni, mâine în sus pavion la Businez. La Businez îs pavion. Îs în clasa Businez. Voi vă dați seama să zbori cu Airlines la Businez. Deci nu oricine poate. Cu Airlines la Businez. La fix am făcut-o să mor eu. Splendore. Splendore în gură. Hai da bune-i. Peciu-ți 2 kg de zama. De mânc zama asta, Vlad, cine scrie pe Facebook? De mânc zama asta, Vlad Dumitru, ai pierdut un apel video.
Nu știu, mă, voi nu înțelegeți. Nu mă puteți suna, nu pot să vă scriu, să vă răspund, ni blocată pagina, n-am voie să ăsta. Ce mă, bă, îmi scrieți ce faci, Nelson, Nelson, dar nu răspuns. Pagina Nelson Pop e blocată. Încă nu trecut 30 de zile. Bă, voi vă dați seama, fiți atenți aici. Ei excursie. Nu mă vorbesc așa. Zice 8 zile. Te pansionează. 1800, 2000, 3000, 4, 5, depinde. Noi vorbim de zile. Zice că sunt 8 zile. Uitați cum e la mine. Mâine, ce repede eu trecut zilele, mă. Gândești că acum am zis că te voi. Mai sunt 10 zile, 15 zile, vedeți ce repede trece vremea. Însă și năcăjit și amărât. Să n-ai tu chită în casă, să le dai la copii. Să n-ai tu de lucru. Să vezi ce greu trece. Ferească Dumnezeu. N-auziți aici. Cum azi eu? Mă duc mâine. Am avion la ora 5. Suntem în aeroport, cam pe la ora 3, că zice că cu 2 ore trebuie să fii înainte. Te zăpăcește de cap, 2 ore te obosești acolo. Te-o îmbarcat la ora 5. Noi nu punem timp ca la tren. Cu întârzieri și cu din ele. Deși sunt. Te-o îmbarca la ora 5. Faci 2 ore, 2 ore jumate. Ai ajuns la ora 7, 7 jumate. Fii atent. Acolo e altă oră. Ori înapoi, ori înainte. Eu nu știu unde e. Dar e altă oră. Ajungi la aeroport la 7 jumate. Până la 8 și ceva, ieși din aeroport la autobuz să te ducă în stațiune. Ajungi pe la 9. Auziți aici, mă, că eu am fost în excursii. Eu știu cum e. Și voi știți. Ajungi pe la 9 seara, în incintă. Zarvă, tărăbăreală, până îți dă cameră, până ăsta, depinde cât e grupul. La ora 10 ești în cameră. Rupt de obosit. Rupt de obosit. Faci repede un duș. Că dar nu-i mare, știu eu cum, jos la masă. Prinzi ultima masă de seară. Hămisit, rupt de foame. Nu stai că mă mânc. Nu-i drept. Când ești rupt de foame, nu poți să mânci. Nu poți, mă, omule, mă. Mânci, după ce mânci, corpul își revine un pic din zăpăceala minții. Deci gândirea ți-e mai bună. Dar oboseala în trup îți rămâne. De ai noroc să-și ieși o căldură din aia. Pericol, n-are importanță că e nouă seara, ești moleșit. Mai e chef să stai pe terasă, să bei o cafea, să fumezi o țigară, să aștepți să mergi la cameră. Mai faci un duș, că ai transpirat, cum mânci, mai faci un duș, te pui în pat și dai pe un program până te ia somn. Te ia somnul repede. Dimineață, când te trezești, te trezești cu gândul te-ai pus, care te-ai pus la rampat. Să mă trezesc dimineață repede să fug să mânc micul dejun. Tata bandit, sigur! De unde, mă?
Ca să te trezești dimineața să mânci micul dejun, să mergi la ora 8, aia se întâmplă după 3 zile. Te trezești pe la 9:30, de stai să mai faci duși din ele la ora 10 închis, fugi repede, mânci, înțelegi? Nu mai faci duș că te bași direct în mare. Mie îmi place să fac duș că le dau drumul la apă, să le consum apa. Ha, bandină, alțo. Și auzi la care? La fierbinte, să le margă și centrala, să-mi scot părleala. Și? După ce ai mâncat, ai plecat să dai o tură prin incintă. Ai plecat să dai o tură prin încintă. Studiez pe... Pardon. Bineînțeles, o să fie români, ruși, cam atât. Români, ruși, nu știu, că francezi, englezi, nu prea. Și, bineînțeles, personalul. Din până Turcia, din până Arabia, din până Vietnam. Cărnați, mă. Mă, cărnați, mă. Duminică, ne mă. All inclusiv. De acum, vă spun eu ceva. Că zice tăți, bă, all inclusiv, mânci cât vrei, bei cât vrei. Pe călduri, n-ai să mânci tu niciodată mult. Ce e ăla? Că nu-i lapte în ăla din frigider. E la crudinul, mă ajung tu iară? Da, lapte ăla, lapte. A fost și lapte. Da, este. Am pus din ăla pentru că e lapte. Ia crăza mai de nu mai pot să o mânc. Mânc numai carnea. Ai făcut alea? Da. Da, să văd. Și ale de avion să nu mai stăm pe acolo. Zici că nu trebuie să fac. Nu trebuie. O zis că eu nu știu cum a făcut. Aia că nici măcar nu este cod de bare. O zis că cum a făcut. Sau e altcumva a avut. Nu a făcut. Ha? Nu a făcut? O zis că face mâine acolo. Nu o să vezi. Nu se face. Nu? Nu se face. Nu? Înseamnă că în avion ne pun ca oile, pe unde apucăm. Cum să te pe unde apuci, mă? Îți face în aeroport. Te duci la un ghișeu, e special un ghișeu numai pentru ăștia care pleacă. Da? Îmi trebuie loc la avion acolo lângă aripă. Ție, că... lângă stoardeză, spune. Bine, poate te prind cu hotel arde soare pe plajă. Încă două părinte. Să răta mi-a spânța. Costiță, mă! Tu dacă cu persile ce ai făcut? Cu ce? L-am mâncat la basata. Prețezi, l-am mâncat sau l-ați aruncat? Nu m-am uitat.
Zgârciuri. Cald de afară, aici. Cald, da? Să vezi tu în Turcia. Eu nu mai zic nimic, da? Peste tăti cald, mă. Luna august peste tăti cald. De-a văzut un luna și bună. Am fost acum 3 ani pe litoral la noi. Nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut. Ăștia abuzează de prețuri. Nu e vorba de aia, că mie când am văzut ceva și mi-a plăcut, bine, mă refer la mâncare, nu că am văzut o mașină în revistă sau în vitrină și am dat, am cumpărat-o. Eu n-am fost cu astea. La mâncare. Ca și la băutură. Nu m-a interesat banii. Dar nici să-i arunț în bătaie de joc. Am fost pe niște terase, filifanțuri, nu știu cum îi zice ei la tocăniță, de pui, am uitat cum îi zice, cu mămăliguță, ardelenească, cu... Știi ce e? Numai titlurile la mâncare. Zele. În rest, vax populi. Cum zice ăla? Înțelegeți? Pe când? Ca ăștia la turci, lăsați că fac clip și vă arăt. Acum nu mai filmez ca anul trecut. Are tata din Balău. Se vede bine. Atunci mă mâncava mâncare pregătită, cât e vrei tu. Vedeți voi. Carne crudă, vită, oaie, pescărie, nu mai zic, pui, acolo porci, n-ai. Și ți alegi. Eu am mâncat un nu știu ce fel de pește de 5 ori. Că o zis aia, bă, n-are rost să ne punem în blic de atâta și să nu mâncăm. Să lăsăm acolo. Mânci, îți pui elegant. Faci mai multe turi, dar îți pui elegant. Eu mi-am pus, mă, am dus la același din ăla bucătar de 5 ori. De 5 ori cu pește, l-am mâncat gol. Mă, cu lămâie, de 5 ori, mă. Și auzi, ce-am vrut să zic cu 5? Ăla nu s-a uitat urât. Ăla a zâmbit. Good, good. Good, good. Ăla a zâmbit. La noi,
Când am coborât la All Inclusiv, dimineața, m-am dus la două ore să uitat urât. Și nu odată, cât de mai multe ori. Zic cu mine, nu, mă, zic eu imediat. Băi, ce trebuie să tragă mâncarea voastră și iară? Înțeleg? Păsucul, eu zic că nu mai are capii de la fresh. Deci păsucul, mă, nu, le-a ascuns. Când au văzut că beau trei pahare din alea mari de fresh, au zis că nu mai este. Au zis, este capii. Ha! Sau să iei canciul să-ți îl pui pe masă? Păi mă, omule, de unde dumneavoastră tăi canciul luați? Mă, omule, are rost să-l iei de atâtea ori, numai bine eu, că eu îl beau tot. Domnule, dar cum să beți atât? Nu-mi cumpli rău. A, nu. Ăsta trage și chiară de pe tine, mă. Oricum. Programa asta nu mai mă. Fiți atenți. Mă duc cu gimbalăul, oțiu de bou, aparatură. Panasonicul. Îmi iau ăsta, uita ce mare. Laptopul. Îl duc o mână. Îmi duc aparatură din seriozitatea. Îmi duc. Ce barbot? Ha? E dezbrăcată, e goală. Să schimba. O să fie fain de tot. Deci zilnic o să înregistrez și o să vă postez. O să vă țin la curent, zilnic, prietenilor. Și voi numai să-mi spuneți ce mai trebuie să fac. Să-mi spuneți ce mai trebuie să fac. Și aia fac. Vă pupă tata. Niau!